Slăvit să fie Domnul! Binecuvântat să-i fie numele! Suntem aici cu toții, eu nădăjduiesc că suntem aici cu toții și toți avem inima deschisă și ne rugăm, Doamne, vrem în seara asta să primim cuvintele Tale. Suntem flămânzi, suntem doritori, Doamne, avem nevoie disperată de cuvintele Tale. Și te rugăm, dăruiește-ne cuvintele Tale. Amin. Și toată biserica spune amin. Amin. Vă chem acum în preajma unui cuvânt al lui Dumnezeu, cuvânt care va răspunde în seara asta unei întrebări care cu siguranță ne-a vizitat din când în când sau cel puțin o dată pe fiecare dintre noi. Când veți auzi citirea cuvântului ales pentru seara aceasta, cuvânt pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, veți constata că acest cuvânt are accente deopotrivă triste, deopotrivă dure. Dar dincolo de tristețea și de duritatea acestui text, cred că în spatele acestui text stă o inimă a unui Dumnezeu care iubește ființa umană, a unui Dumnezeu aflat în căutare după ființa umană, a unui Dumnezeu răscumpărător. Citim din Profetul Lacrimilor, din Ieremia, în capitolul 2, începând cu versetul 10. Ieremia, capitolul 2, începând cu versetul 10. Treceți în ostroavele Chitim și priviți. Trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și a schimbat vreodată un popor dumnezei, măcar că ei nu sunt dumnezei, dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Este Israel un rob cumpărat sau un fiu de rob născut în casă? Atunci, pentru ce a ajuns de pradă? Niște pui de lei mugesc și strigă împotriva lui și pustiesc țara. Cetățile îi sunt arse și fără locuitori. Chiar și cei din Nov și Tahpanes îți vor zdrobi creștetul capului. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Și acum, ce cauți să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul oștirilor. Dar noi spunem în seara asta, Doamne, noi nu te părăsim. Doamne, noi nu ți întoarcem spatele. Doamne, noi vrem să trăim în frică și în respect de numele tău. Și acum putem spune cu toții un da răsunător, un amin răsunător. Amin, amin. Vă mulțumesc că vă invit să ocupați locurile. Există de la părinții bisericii, și când mă refer părinții bisericii, mă refer la acei creștini, acei preoți, care au trăit în primele veacuri ale creștinismului, există o întrebare care a rămas aproape proverbială pentru ființa umană. Spuneau oamenii aceștia, unii dintre ei i-au cunoscut pe apostoli când încă aceștia erau în viață, spuneau ei, este o emanație a gândirilor încă din primele două, trei veacuri ale creștinismului, încă din primul secol, spuneau așa, cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Adică în procesul acesta al descoperirii lui Dumnezeu, în procesul acesta al apropierii noastre de dumnezeire, întrebarea nu este apanajul oamenilor slabi, oamenilor neștiuitori, oamenilor care încă n-au ajuns, întrebarea, căutarea, este importantă.
Am spus-o adeseori tinerilor, o spun și înaintea dumneavoastră în această seară, uneori este mai bună întrebarea decât răspunsul. Uneori întrebarea este chiar genială. Cine vrea, deci, să se mântuiască? Cu întrebarea să călătorească? Sau în vorbele Domnului Hristos, celui ce bate, îi se va deschide. Cel ce caută, va găsi. Vine înaintea dumneavoastră în această seară să călătorim împreună în câteva minute pe care le avem împreună deoparte pentru acest lucru, cu o întrebare. Întrebarea este simplă, este directă, când o veți auzi veți zice, a, păi întrebarea asta este un truism. E o întrebare nenecesară. De ce să punem noi întrebarea asta? Nu ne-am pus întrebarea asta de multă vreme, nu vrem neapărat să ne punem nici acum. Răspunsul oricum la întrebarea asta sunt niște adevăruri pe care le știm cu toții foarte, foarte bine și cu toate acestea. Veți vedea că întrebarea este importantă. Unii veți zice, nu. Întrebarea este un pic ca mercantilă. E un pic așa ca materialistă. Cum să te întrebi, domne, așa ceva? Și mai ales să te întrebi în biserică, în domeniul spiritual, așa ceva. Unii veți zice, întrebarea e un pic cam curajoasă. Totuși. Dar eu cred că sunt aici tineri, bărbați și femei, chiar și credincioși, care dacă ar fi onești, în inima lor ar zice așa, da uite, vreau să aflu răspunsul la întrebarea asta. Mă interesează să știu de ce să rămân credincios. De ce? Iată întrebarea. De ce să rămân credincios? De ce aș încheia anul 2023? Un an, a zice eu, bun. Un an, a zice eu, în care Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de noi. Un an în care, chiar dacă cu siguranță fiecare dintre noi a trecut prin momente mai bune, momente mai rele, momente mai dificile, momente mai înălțătoare, cu siguranță fiecare dintre noi poate să exclame, bun este Domnul. De ce am încheiat acest an, credincioși? De ce? Care sunt argumentele pertinente pentru care cineva care poate a intrat, așa cum spunea aici Alin, păstorul dumneavoastră, pentru prima dată? Poate că este din întâmplare, poate că ai răspuns la o invitație insistentă, ți-a făcut-o prietenul acela, colegul acela de muncă, domnule, dar de 10 ori te-a invitat, într-un final ți-a fost rușine de el. Și ai zis, nu, hai că vin. Doar ce poate fi așa de greu 2 ore? Vin și scap. Și te-am surprins, te-am prins eu cu întrebarea asta. Vreau să mă uit în ochii tăi, oriunde ai fi, și să te întreb. Te-ai întrebat vreodată? De ce totuși ar fi important să fii credincios? De ce să rămâi credincios în anul ăsta? De ce să alegi credincioșia, fidelitatea înaintea lui Dumnezeu în societatea noastră? De ce să nu lasă să treacă timpul? De ce să nu lasă să treacă seara asta fără să nu iei o decizie serioasă în domeniul credincioșiei? Să hotărăști să fii credincios lui Dumnezeu? Eu cred că întrebarea asta este pentru fiecare dintre noi. Este și pentru aceia care nici măcar nu le trece prin minte să renunțe la credincioșia înaintea lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi suntem în categoria asta. Oameni care am trăit cu Dumnezeu, am stat cu Dumnezeu, am umblat cu Dumnezeu și am văzut cât de frumos este Dumnezeu. Oameni care am putea zice în seara asta orice ar face Dumnezeu, orice ar îngădui Dumnezeu pentru viața mea, orice drum ar alege Dumnezeu pentru mine începând de mâine, hotărăsc să rămân credincios înaintea Lui. Doamne, ajută-ne! Amin. Și cu toate astea, întrebarea nu poate face altceva decât să stârnească noi și o mai mare pasiune pentru Hristos. Să plecăm în seara asta de aici, de la casa lui Dumnezeu, zâmbind, spunându-ne încă o dată ce mă bucur că sunt credincios lui Dumnezeu. Ce mă bucur că poate în urmă cu 10 ani, cu 30 de ani, în urmă cu 60 de ani am luat decizia să umblu cu Dumnezeu. Iată de ce sunt credincios. Și sunt alte și alte mii de motive. Deci e pentru toată lumea întrebarea asta, pentru dumneavoastră, cei care vreți să rămâneți credincioși. Dar cred că este întrebarea și pentru importantă și pentru cei care se află cumva la o răspântie a vieților. Sunt afectați
Sunt întristați poate peste măsură. Poate că pe undeva temerile, necazurile, încercările, durerile îi fac acum să umble pe un drum dificil care le stoarce lacrimile. În momentele acelea în care cobori și tot cobori, momentele acelea în care parcă valurile vin și tot vin și toate talazurile trec peste tine, momentele acelea sunt momentele în care diavolul nu doarme cu privire la tine. Sunt momentele în care diavolul începe să te mintă, să-ți spună în ureche, te-a părăsit Dumnezeu, te-a uitat Dumnezeu, te-a lăsat Dumnezeu. Începe să-ți aducă aminte tot soiul de tertipuri prin care să ieși ieftin și nepotrivit dintr-o situație complicată. Și pentru tine am venit în seara asta să-ți spun de ce este important. Chiar dacă drumul tău este dificil acum, să rămâi credincios până la capăt. Și pentru tine, cel pe care acum diavolul te abuzează, cel care diavolul îți șoptește în ureche minciunile lui, te momește cu ciorba lui de linte, îți vinde la preț de mare, mare diamant nimicul lui înfășurat doar într-o folie. Și pentru tine am venit să-ți spun, mai rezistă puțin, rămâi credincios până la capăt. Și întrebarea este și pentru cei care sunt la răspuntii de drum, dar în alt sens. Poate că s-au născut într-o familie de credincioși, dar nu l-au ales în mod activ încă pe Dumnezeu. Știu că trebuie să fac alegerea asta, că nu o pot face tata, nu poate face tata, nu poate face mama, nu poate face nici măcar păstorul în locul lor, trebuie să o facă ei. Dar cumva încă stau. Mi-ai întrebat câteodată, tu de ce nu te botezi? A, păi frate, n-a venit vremea. De fapt, încă n-au un răspuns la întrebarea de ce credincios. Încă le mai face ochiul cu ochiul lumea. Încă se mai uită după gard. Poate că iarba de dincolo e mai verde. Poate că dacă ar mai, eu știu, un an, doi, știți că există în lume cutuma asta, ideea asta atât de rea, diavolească. Nu te-ai pocăit tu la 50 de ani încolo, acum și pentru tine, care ești în astfel de răspântie, când stai acum pe gânduri și vrei să-ți faci un calcul serios, dom'le, se merită? Se merită să fii credincios? Se merită să umbli cu Dumnezeu? Se merită să fii loial principiilor, învățăturilor lui Dumnezeu? Se merită să respecti legea lui Dumnezeu? Și pentru tine este întrebarea și mesajul din seara asta. Deci, de ce credincios? De ce să rămânem credincioși? De ce să alegem credincioșia înaintea lui Dumnezeu? De ce este important să avem această fidelitate înaintea lui Dumnezeu? Remarcați și veți vedea în timpul mesajului meu că răspunsul la întrebarea asta nu o să fie unul lipsit de empatie. Nu o să zic, nu, credincios să fii că altfel te bate Dumnezeu. Credincios să fii că altfel nimic nu mai vezi de la Dumnezeu. Nu. Eu cred că întrebarea și demersul, aflat într-o inimă sinceră, este un demers a unui căutător care vrea niște răspunsuri pertinente. Și tocmai asta face Biblia aici. Tocmai asta face textul aici. Dumnezeu este, până la urmă, textul pe care l-am citit, reprezintă câteva rânduri din una dintre cele mai triste scrisori de dragoste scrise vreodată. În ea, în scrisoarea asta de dragoste, cel înșelat, Dumnezeu, răspunde cele care a înșelat Israel, spunându-i lui Israel, vrei să știi de ce trebuie să rămâi credincios? Hai că-ți spun eu. Îți spun eu pertinent, îți spun eu fără să te judec, îți spun eu de ce ar trebui să rămâi credincioasă, Israel. Nu te ameninți, nu încerc să-ți vâr pe gât o învățătură care poate nu ți se potrivește, poate nu-ți priește, nu, îți spun cu A, B și C. De ce, Israel? Greșești. De ce greșești când te uiți către Egipt, către Asiria și nu te uiți către mine? Îți spun eu de ce greșești, te iau de mână și te întorc la fiecare aspect al vieții tale de zi cu zi și ți arăt ce ai construit fără mine și ce ai fi putut construi cu mine. Îți arăt de ce credincioșia e atât
de importantă. De ce să alegi credincioșia? Ne aflăm în textul pe care l-am citit din punct de vedere istoric într-o etapă care seamănă cumva cu etapa în care ne aflăm noi ca societate. Chiar cu etapa în care ne aflăm noi ca România, de când ne știm noi ca nație. Regatul lui de nord, Israel, căzuse deja în mâna asirienilor și vor mai fi doar câțiva ani până când regatul Iuda va cădea și el. Este o perioadă tulbure din punct de vedere politic pentru că națiunea asta mică a lui Iuda se află acolo la răspântii de imperii. Egipt, Asiria, babilonienii. Răspântii de imperii, cum e și România. Dintr-o parte unii, din partea cealaltă ceilalți. Și ei stăteau și se întrebau, să ne luptăm cu ei? Nu putem. Va trebui să facem o alianță. Cu cine să facem alianța? Și se uitau mai degrabă către Egipt, sperând că Egiptul îi poate ajuta. Vor veni babilonienii și într-un asediu cumplit, îi vor cuceri. Era o perioadă tulbure, nu doar din punct de vedere politic, neștiind ce să aleagă, în ce direcție să meargă. Era o perioadă tulbure și din punct de vedere spiritual. În urmă cu câțiva ani doar, Iosia descoperise cartea Domnului în templu, o citise în auzul poporului. Imaginați-vă adunarea aceea de oameni care stă și ascultă, însetată cuvântul lui Dumnezeu și hotărăște dintr-o dată să se pocăiască. Toți hotărăsc să se pocăiască, cum am făcut și noi. 34 de ani? Toți hotărâți să se pocăiască. Și ca prin minune, la câțiva ani, sunt idolatri, nu se mai uită către Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să rescrie această scrisoare prin profetul lacrimilor. Întrebându-i parcă ciudat și trist, de ce m-ai părăsit? De ce mi-ai întors spatele? De ce mi-ești infidel? Deci, de ce credincios? Înainte de a pătrunde în textul acesta pentru a găsi răspunsul la întrebarea asta, permiteți-mi să mai fac două observații asupra textului care sunt importante în economia aceasta a întrebării. Unu, atunci când încercăm să găsim un răspuns la întrebarea de ce credincios, în niciun caz în mintea noastră nu trebuie să se așeze imaginea asta de troc cu Dumnezeu. Păi dă-i lui Dumnezeu credincioșia ta, să-ți dea și el în schimb ceva. Noi avem, adeseori, atitudinea asta cu Dumnezeu. Ați auzit expresia, fă un pas către Dumnezeu și va face el doi către tine. Ați auzit-o? Falsă. Știți cine face primul pas? Întotdeauna. Fără nicio umbră de îndoială. Dumnezeu. Știți cine face al doilea pas? Al treilea, al cincelea, al miilea pas, întotdeauna Dumnezeu. Ne înconjoară pe dinainte și pe dinapoi. Își pune mâna peste noi. Ne împresoară și ne leagă cu funiile dragostei sale. Ne trage înspre sine cu iubirea Lui. Ne înconjoară și ne bucură viața cu bunătatea Lui. Dumnezeu face pașii. Întrebați orice credincios serios, orice credincios matur și vă va spune că, așa cum spunea pe vremuri Augustin, deși are el sentimentul, că a avut sentimentul că el l-a căutat pe Dumnezeu, avea să afle că de fapt Dumnezeu l-a căutat pe el. Poate că în seara asta ești aici și zici, nu am venit să încerc și eu pocăiții, aș vrea să spun că nu asta. Nu asta se întâmplă în primul rând în viața ta. Ce se întâmplă în primul rând în viața ta este că Dumnezeu te caută. Te caută și te caută de multă vreme. Bate de multă vreme la ușa îndurării tale și a făcut ușa vieții tale, la ușa inimii tale și a făcut-o în mii și mii de feluri. A făcut-o în mod personal, a făcut-o prin oamenii săi, a făcut-o prin evenimente, ți-a vorbit prin vocea soției, poate, prin vocea copiilor, ți-a vorbit prin vocea evenimentelor care ți s-au întâmplat, ți-a vorbit așa de des. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu a făcut deja pașii. Dumnezeu deja te-a înconjurat, Dumnezeu deja este în preajma ta, Dumnezeu este Cel care face primii pași. Uitați-vă în text, dacă citiți capitolul 2 de la început, veți remarca când Dumnezeu își aduce aminte tot ce a făcut pentru ei.
când nu era decât un om, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, Dumnezeu a făcut pași spre Avraam, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam, Dumnezeu și-a adus aminte când erau acolo în Egipt niște sclavi fără nicio șansă. Dumnezeu și-a adus aminte, cine, ei? Nu. Dumnezeu și-a adus aminte de promisiunile pe care le-a făcut lui Avraam, Isaac și Iacov și s-a dus după ei și i-a luat de acolo cu mână tare. Cine a făcut toate astea? Dumnezeu. Dumnezeu. Dumnezeu face primii pași. Dumnezeu face prima mie de pași, dacă vreți. Dumnezeu ne înconjoară pe dinainte. Dumnezeu își pune mâna peste noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Dacă ar fi fost după noi, dacă ar fi fost după puterea noastră, dacă ar fi fost după voința noastră, n-am fi ajuns niciodată. Dar a fost după El, după îndurarea Lui, după bunătatea Lui. Cine suntem noi să fim într-un legământ cu Cel Preanalt? Dar s-a plecat Cel Preanalt spre noi. O, binecuvântat să fie Dumnezeu! Să nu crezi că răspunsul la întrebarea de ce credincios este un trog, nădăi și tu lui Dumnezeu duminica, să-ți dea și el ceva înapoi. Asta e religia grecilor. Ei încercau să-și îmbuneze regii, zeii astfel. Cu Dumnezeu nu funcționează așa. Întrebați credincioșii, de ce sunt în biserică, de ce cântați? Să obțineți ceva de la Dumnezeu? De ce veniți duminică de duminică aici? De ce am venit din Arad, aproape că am venit cu ninsoarea după mine? De ce? Că iubim. Că ne-a cucerit inima. Că ne înconjoară pe dinainte. Că își pune mâna peste noi. Că ne-a chemat fiii săi de aceea. Nu, nu, nu. Tot ce primim este darul lui Dumnezeu. Vine de la El, binecuvântat să fie numele Lui. Nu merităm nimic, dar El dă bogat și boierește, preamărit să fie numele Lui. Nu este un troc. Nu căutăm să intrăm într-un troc cu Dumnezeu, ci căutăm să-i fim plăcuți Lui. De ce credincios nu poate fi un troc, un schimb? Trebuie să dai toată inima și toată viața ta. Al doilea lucru, foarte interesant și de asemenea tulburător în text, este poziția din care Dumnezeu vorbește. Și asta ar trebui să ne pună iarăși pe gânduri. Ascultați versetul 5 pe care nu l-am citit. Așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, dar s-au îndepărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Vă întreb, cine întreabă asta? Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine? Dumnezeu. Adică? De ce s-o coboare atât de mult? Parcă ne-am fi așteptat ca El să vorbească din poziția în care este. Și cine este El? El este Marele Împărat, Stăpânitorul la toate. Putea vorbi din poziție de rege? Vă poruncesc! Putea să zic așa? Da. Pentru că este Mare Rege. Regele regilor, Domnul domnilor, îi cântă stelele, îi se închină ieruvinii și serafimii. El este stăpân a toate, binecuvântat să fie numele Lui. Putea vorbi din poziție de mare comandant de oști? Totul stă în tăria cuvântului Său. El zice și se face. El cheamă lucrurile care nu sunt și ele se prezintă. Putea să vorbească din poziția asta de comandant? Și totuși, ați remarcat în text în ce poziție alege să vorbească? Se coboară până acolo încât vorbește ochi către ochi, ca un îndrăgostit care a fost trădat, ca un soț care a fost trădat de soția lui. De ce să facă asta? Știți de ce? Pentru că asta face Dumnezeu. Să nu credeți într-un Dumnezeu care tună și fulgeră. Să credeți într-un Dumnezeu care se coboară. Se coboară până acolo, încât ia chip de om. Își pune cordul printre noi și întinde mâinile la calvar în semn de dragoste. Iată cum este Dumnezeu. Eu m-am îndrăgostit de un astfel de Dumnezeu. Un Dumnezeu care s-a coborât, putea să fie la înălțimea sa. El era Marele Împărat și Marele Conducător de oști, dar s-a coborât să vorbească cu mine.
M-a adunat din praful vieții mele, din risipirile mele și a început să mă închege El, ciob cu ciob, și a turnat harul său peste viața mea. Dumnezeu s-a coborât pentru a mă ridica. Sau cum zice Steinhardt, s-a înomenit Dumnezeu ca să ne îndumnezeiască pe noi. Așa face Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii care au trăit cu Dumnezeu multă, multă vreme, care au umblat cu Dumnezeu, unii dintre ei, prin vremuri grele, prin închisoare, prin nenorociri, prin momente dificile. Te uiți la ei și au fața senină. De unde? Știți de unde? Din această proximitate a lui Dumnezeu care se coboară și care îi îndumnezeiește, îi ridică, îi face să zâmbească. Sunt frumoși astfel de oameni. Dumnezeu coboară. Astfel de Dumnezeu trebuie căutat, trebuie iubit. Și acum, haideți să găsim răspunsurile la întrebare. De ce e credincios? Nu este un troc? Vine din răspunsurile date de un Dumnezeu care se coboară? Deci de ce e credincios? Și primul răspuns îl găsim rapid în versetul de aici, versetul 13. Ascultați ce zice. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și s-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. De ce credincios? Unu, pentru că numai împreună cu Dumnezeu poți construi ceva durabil. Dacă nu-și pune Dumnezeu mâna peste mâna ta, tot ce construiești se risipește, tot ce construiești n-are putere, n-are valoare, în fața a tot ceea ce construiești, la un moment dat vei putea spune. Fie că o faci cu mâinile tale lucruri materiale, fie că faci cu viața ta carieră și tot ce înseamnă viața unui om, indiferent de ce faci tu, la un moment dat vei putea spune deșertăciune. Nu știu dacă sunt pe aici fizicieni sau oameni căruia să li fi plăcut fizica. Există o lege în natură, e lege, nu există tocmeală cu privire la ea. Legea a doua a termodinamicii. Știți ce zice legea asta? Sau legea entropiei. Ascultați, în orice sistem izolat, entropia acelui sistem fie va fi constantă, fie va crește. Nu că am înțeles tot. Nu asta ați înțeles? Eu cu fizica mai greu, mă mărturisesc. Dar vă repet, în orice sistem izolat, zice legea, entropia, ce înseamnă entropie? Dezordine. Dezordinea acestui sistem fie va rămâne aceeași, fie va crește. Dar niciodată nu va scădea. Dar haideți să traducem pe limba noastră. Îți faci o casă nouă. Hotărăști, îți place, e extraordinară. Hotărăști să nu locuiești în ea, că e prea frumos. Te duci peste 5 ani din nou la casa ta. Care e primul lucru pe care trebuie să-l faci? Să o repari. Păi de ce? Că n-a locuit nimeni în ea. N-a lăsat nici să se atingă de ea. De ce trebuie să o repari? Entropie. Luăm altfel. Îți cumperi o mașină. Nouă, frumoasă, extraordinară. E atât de frumoasă încât decizi și ai dat atâția bani pe ea, încât decizi să o lași în garaj. Și o lași în garaj, te uiți la ea, știți că mai sunt unii care și-au făcut garaj din ele cu pereți transparenți, ca să vadă. Te uiți, dar nu o muți de acolo. 5 ani, după 5 ani, care e primul drum pe care trebuie să-l faci cu mașina ta? La mecanic. De ce? Că doar n-ai umblat cu ea. Doar n-ai stricat la ea nimic, n-ai lăsat nici pe, măcar pe la mic să pună mâna pe mașină. De ce? A acționat asupra ei entropia. Dezordine. Dar asta se întâmplă cu tot ce face omul. De partea asta cerului. Nu te întreb dacă crezi sau nu crezi în Dumnezeu. De partea asta cerului funcționează dezordinea, entropia. Pe ce punem noi mâna? Lucrurile pe care le fac oamenii sunt lucruri care sunt atinse de dezordine. Oricât ai strădui, oricât ai munci, oricât ai trage. Ai zis, domnule, 50 de ani pun deoparte, să ajung undeva. Și într-o zi, cum au mai zis, medici celebri, avocați celebri, politicieni celebri, într-o zi, ding-dong, DNA. Sau mai nou, sunt Alex Nedelea de la Recorder.
Și încep să cobori. Orice construiește omul este atins de dezordine. Dacă nu intervine Dumnezeu, dacă nu-și pune Dumnezeu mâna, dacă nu atinge Dumnezeu relațiile noastre, dacă nu atinge Dumnezeu trupurile noastre, dacă nu atinge Dumnezeu carierele noastre, dacă nu atinge Dumnezeu tot ceea ce construim noi, totul se prăpădește. Te întreb, la capătul drumului, când te vei uita peste umăr la tot ce vei însemna viața ta, ce vrei să zici? Cum zicea odinioară Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune? Sau vrei să zici, Domnul a fost bun și să auzi, cum ți se zice, vino, rob bun și credincios. De ce credincios? De ce să rămân cu Dumnezeu? Pentru că doar împreună cu Dumnezeu voi putea construi ceva durabil. Remarcați cum zice în text, s-au despărțit de mine, m-au dat pe mine la o parte, m-au scos pe mine din casele lor, m-au scos din școlile lor, m-au scos din viața lor, m-au scos din viața copiilor lor și rezultatul a fost că au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu-și îndeplinesc scopul, nu țin apă. Uitați-vă la viața noastră, te chem să fii onest cu tine însuți, să te uiți la viața ta. Este viața ta un puț care ține apă? Sau e un puț crăpat? Ai 1000 de motive pentru care să te bucuri. Dar, o, Doamne, sunt prea dese momentele în care ai 10.000 de motive pentru care să te plângi, pentru care să-ți pară rău. De ce e așa? Crezi că e doar situația ta? Crezi că doar tu treci pe acolo? Nici vorbă. Noi toți trecem pe acolo. Dacă nu-și pune Dumnezeu mâna peste viața noastră, viața noastră se reduce la această sintagmă, puț crăpat, care nu ține apa. Dar dacă ești credincios, împreună cu Dumnezeu, poți construi ceva durabil. Ceva care să te bucure, ceva care să-ți liniștească inima și sufletul. Dacă ești împreună cu Dumnezeu, la capătul drumului, știți cum există cântarea aceea celebră pe care noi o cântăm cu bucurie, pe care o consider inspirată, mâine, la capăt de drum, tu vei afla că oricum, fără Iisus, totul este amăgire. Amăgire. În seara asta tu decizi. Vei continua să alergi după amăgire sau zici, stop, am alergat prea mult singur și m-am ales cu praf. Vreau să alerg împreună cu Dumnezeu. Și Domnul să-ți ajute. De ce credincios? Pentru că numai împreună cu Dumnezeu poți construi o viață durabilă, care să merite să fie trăită. Numai împreună cu Dumnezeu. Renunță la planurile Lui, renunță la legile Lui și în scurtă vreme, vei afla suferința și căderea. Obișnuiesc să spun în biserica în care slujesc, viața care nu este ordonată după Evanghelia lui Dumnezeu, modelată de Evanghelia lui Dumnezeu, în scurtă vreme va afla dezordinea și imediat după dezordine suferința. Lasă-ți viața modelată de Evanghelie și vei găsi împlinirea pe care o aduce prezența lui Dumnezeu. Dar e ceva mai mult decât atât. Remarcați balanța din text? E acolo ceva aproape nedrept. E acolo o balanță stricată aproape. Zice că m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Știți cum ar fi trebuit ca balanța să fie corectă? M-au părăsit pe mine puțul cu apă vie și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Dar Dumnezeu nu zice așa. Zice, m-au părăsit pe mine, cum zice? Izvorul apelor vii. Dumnezeu nu-i doar un puț, este ceva. Cum este izvorul? Care e diferența între izvor și un puț de apă și un bidon cu apă? Izvorul e tot timpul regenerabil.
În el tot timpul curge și vine și curge și curge și curge. Este tot timpul regenerabil. Ce vrea să ne spună prin asta Dumnezeu? Împreună cu mine, nu doar că veți construi ceva care ține, care are ca rezultat ceva ce merită, dar împreună cu mine veți cunoaște regenerarea. Veți ajunge în vale și de acolo vă va ridica apa lui Dumnezeu și vă va urca iarăși pe stâncă. Veți ajunge în momente dificile, complicate, dureroase și de acolo vă va ridica mâna mea și vă va pune din nou pe stâncă. De 1000 de ori cade de cel neprihănit și se ridică din nou. De ce? Pentru că vine apa lui Dumnezeu, îl ia și îl ridică. Atâta vreme cât ești credincios lui Dumnezeu, eu vreau să spun, am spus-o adeseori, mai auzim câteodată pe câte unii se uită la un om și zice, terminat, domnule, terminat. Dacă în viața lui este credincioșie și este Dumnezeu, nu-i terminat. Știți de ce? Pentru că acea credincioșie îl va face să se ridice din nou. Acea credincioșie îl va lua de la pământ, să fie țăndăr, să fie lipsit de orice putere, lipsit de orice resursă, să fie falimentar pe toate direcțiile. Credincioșia lui înaintea lui Dumnezeu îl va chema pe Dumnezeu care este izvorul apelor vii și Dumnezeu îl va ridica și îl va ridica și îl va ridica. N-ați întâlnit treaba asta? N-ați întâlnit vieți ridicate de mâna lui Dumnezeu, vieți binecuvântate de Dumnezeu și de acolo de unde oamenii ziceau că nu mai există nicio șansă, că nu mai există nicio posibilitate, ba da, binecuvântat să fie Dumnezeu care face asta, binecuvântat să fie Dumnezeu care face asta. O, te întâlnești câteodată cu ei. Am prieteni care au trecut pe drumul ăsta. Unii dintre ei au intrat pe drumul văduviei, tineri fiind. Te uitai la ei momentele acelea, parcă erau anesteziați. Am un prieten acum care se pregătește pentru văduvie. Probabil că e chestiune de zile. Tânăr. Parcă e anesteziat. Dacă se uită oameni din exterior la el, zic, e terminat. E terminat. Dar eu știu, adânc în inima mea, nu cred, știu, adânc în inima mea că nu-i terminat. Știți de ce? Că în viața lui curge, chiar dacă astăzi nu-i vedem și nu-i auzim susurul blând. Curge izvorul apelor vii. Izvorul acela îl va ridica și de acolo, din groapa pieirii, și de acolo, din umbra morții, și va pune din nou picioarele pe stâncă. Eu am încredere, nu în el, ci în Dumnezeul lui. Am încredere că acest Dumnezeu știe și poate. Te întreb în seara asta pe tine, tu știi, tu ai un asemenea izvor? Când ești încă tânăr, simți cum se învârte pământul în jurul tău și crezi că poți face de toate. Mai așteaptă să treacă un pic vremea și vei vedea că nimic nu se învârte în jurul tău și puterea ta e atât de mică. Vei simți așa cum simt o mulțime dintre oamenii care te înconjoară în seara asta, câtă nevoie disperată ai după izvorul apelor vii care să vină. Să te ridice și atunci când ești la pământ, să te mângâie când ești nemângâiat, să te aline când ai momente de disperare, să-ți pună balsam pe răni atunci când ești rănit. El e fântâna cu ape vii, nimic ce nume nu-i poate înlocui, binecuvântat să fie numele Lui. De ce credincios? De ce? De ce să rămân credincios? Pentru că numai El e fântâna. Numai El e fântâna. Fără El nu pot zidi nimic. Fără El nu pot construi nimic. Fără El totul este deșertăciune. Tot ce apuc în pumni este praf, este lipsit de valoare. Doar cu El pot construi ceva durabil, ba mai mult decât atât, ceva regenerabil. 2. De ce credincios? Uitați-vă în text. Zice la un moment dat Domnul așa către ei. Versetul 18. Și acum, ce cauți să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria, să bei apa râului? Ce vrea să însemne asta? Ce înseamnă metaforele astea, să te duci să bei apa râului? Despre ce e vorba aici? Despre relații. Despre relații. A bea apa râului este o metaforă care duce la ideea de a crede minciunile. A crede minciunile. Domnul îi spune, de fapt, Iuda, de ce crezi tu minciunile Egiptului? De ce? De ce crezi minciunile Asiriei? De ce?
Iuda, vrei relații binecuvântate? Vrei relații aflate sub cupola harului? Trebuie să fii credincios pentru asta. Trebuie să rămâi credincios înaintea mea. Numai eu pot să binecuvânt ceea ce este atât de dificil între oameni, și anume relațiile. Relațiile. Ai ajuns atât de jos, Iuda, încât crezi minciunile unora. Ei ți le șoptesc la ureche și tu îi crezi. Și nimic din ce spun ei nu este adevărat. Relații binecuvântate. Vă chem câteva secunde să ne gândim la relațiile pe care le avem noi. Relațiile din familie, relațiile din familie extinsă, relațiile de la locul de muncă, relațiile din biserică, relațiile cu prietenii, relațiile cu vecinii. Și vă întreb, și răspundeți fiecare dintre dumneavoastră în mod personal, în inima dumneavoastră. Așa că relațiile sunt dificile. 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 Cum să ai relații binecuvântate? Mai permiteți-mi o întrebare. Este cineva aici în seara asta care ar alege de bună voie ca o dată în viață, nu de două ori, o dată în viață, să fie mințit, zdravăn, dar o dată. S-ar înscrie, uite, în relația dintre soț-soție, să o luăm pe aceasta, alegi să fii mințit o dată. Ai vrea? Te înscrie pe listă? Trădat, o dată. Te înscrie pe listă? Nu cred că nimeni. Relațiile sunt dificile. Vrem să fugim de minciună. Vrem să ne depărtăm de trădare. Nu vrem să ne construim acolo relațiile. Relațiile sunt dificile. Încercăm să ne îndepărtăm de oamenii care ne mint. Încercăm să ne îndepărtăm de oamenii care ne trădează. Relațiile sunt dificile. Dar cum poți ajunge să ai relații binecuvântate? Cum poți ajunge să trăiești relații care să te binecuvânte, relații care să se afle sub cupola harului? Ce bine e! Ce bine e să vrei să te duci acasă, să-ți placă să te duci acasă. Seara când pleci de la lucru, să abia aștepți să ajungi în căminul tău, să te simți primit acolo, să te simți primit, să te simți binecuvântat, să-ți găsești odihna în căminul tău, să simți că acolo ești iubit și iubită, că acolo ești întâmpinat cu încredere, cu deschidere, că oamenii care sunt acolo te prețuiesc, te văd, te prețuiesc nu pentru ce le poți da, ci te prețuiesc pentru cine ești. Ce bine e să ai astfel de relații! Ce bine e să ai relații în care oamenii se uită la tine și te prețuiesc, oamenii îți spun adevărul, o, și ce aiurea, ce greu, ce strâmb poate să crească un copil într-un cămin în care nu există încredere, într-un cămin în care se întâmplă abuzul, într-un cămin în care se minte în mod constant, într-un cămin în care trădarea este la ordinea zilei, ce cumplit! Nu contează! Câte avere ai, nu contează ce mașină conduci, dacă nu-ți place să te duci acasă. Dacă nu-ți vine să te duci acasă. E ca o pietricică în pantof. Tu poți să fii celebru, mai celebru decât celebrii României. Faptul că acasă nu-i bine. Te zgândere și îți mănâncă sufletul ca o cangrenă, minut de minut. Faptul că cei care contează pentru tine nu te iubesc, nu te prețuiesc, nu te văd. Ce grele sunt relațiile. Cum putem să avem relații binecuvântate? Cum poți să-ți construiești o căsnicie binecuvântată într-o lume ca a noastră? Vă spun cum. Fiind credincioși lui Dumnezeu. Chemând în viața noastră prezența celui preanalt, trăind în fidelitate față de legile lui Dumnezeu, luând în calcul Evanghelia și lăsând viața noastră modelată de Evanghelie, doar așa. Poți să nu mă asculți în seara asta, să nu mă iei în calcul, să nu consideri că este important ceea ce zic și să te duci după capul tău, după mintea ta. Mi-aș dori să nu afli cât de dureroase pot fi relațiile. Dar toți cei care vreți să mă auziți, rog, vă conjur în numele Domnului Hristos în seara asta, auziți-mă.
Iubiți-L pe Dumnezeu ca să puteți iubi pe ceilalți. Prețuiți-L pe Dumnezeu ca să-i puteți prețui pe ceilalți. Binecuvântați-vă familiile iubindu-L pe Binecuvântător. Legați-vă inima de cer. Lipiți-vă tare de Dumnezeu, fiindu-vă groază de rău. Așa ne putem binecuvânta familiile. Când rata de divorț, când abuzurile, când lucrurile cumplite încep să bată la ușile noastre, ce avem noi de făcut? În primul rând, să stăm tot mai aproape de Hristos Domnul. Și zic, Doamne, ajută-ne! De ce să rămân credincios? De ce să hotărăsc în seara asta să plec de aici, de la biserică, cu gândul că e mai bine să fiu credincios decât altcumva? Pentru că numai așa pot construi ceva durabil cu viața mea și pentru că numai așa, în credincioșie, în momentele în care nimeni nu mă mai poate ajuta, nimeni nu mai poate sări în ajutorul meu, va veni apa lui Dumnezeu să mă ridice, izvorul binecuvântat îmi va sătura sufletul. Numai așa am nevoie de asta în viața mea. Am nevoie să o pun la căptemelia vieții mele de acum, din seara asta, că poate mâine seară. Am cunoscut oameni cărora li s-a întâmplat. Va trebui să-mi ridic copilul în brațe către cer. N-am timp pentru salvare și să cer ajutorul cerului peste copilul meu. Am nevoie de prezența lui Dumnezeu constantă în viața mea. De ce? De ce credincios? Pentru că numai așa pot binecuvânta relațiile pe care le am. Ba mai mult, pentru că numai așa pot păstra adevărata relație. Remarcați ce spune Domnului Iuda, te duci și bei, crezi minciunile Asiriei, te duci și ai crezut minciunile Egiptului și nici măcar n-ai aruncat o privire în sus către mine, eram singurul care te putea ajuta, dar nu te-ai uitat la mine. Dar nu m-ai luat pe mine în calcul. Te-ai dus și ai făcut o mulțime de lucruri în speranța că ele te vor ajuta și toate te-au îngropat și mai tare, și mai tare, și mai tare și nu m-ai luat pe mine în calcul. De ce credincios? Ca să păstrez acea relație cu Dumnezeu, ca să păstrez acea relație cu cel prea înalt. Nu am voie să pierd relația asta. Pot pierde totul în viață, dar pe Hristos să nu-L pierd niciodată. Pot să pierd carieră, pot să pierd bani, pot să pierd poziție socială, dar niciodată, Doamne, nu mă lăsa să te pierd pe tine. Avem nevoie de credincioșie pentru a-L păstra pe El. În tumultul acela pe care îl trăia Iuda, neștiind în ce direcție să meargă, pe cine să caute, la cine să apeleze la ajutor, cum suntem noi câteodată cu telefonul în mână, pe cine sun acum? Cine îmi răspunde la telefon? Și încerci 1-2 și toți au treabă și toți au și nimeni nu poate promite. În tumultul acela Dumnezeu zice, Iuda, dar pe mine mă iei în calcul. Dar la mine, te-ai gândit? Vă întreb în seara asta, la Dumnezeu, ne gândim? Îl luăm în calcul? Îl considerăm prietenul nostru? Prețuim relația cu El? Există o cântare care mie îmi place foarte, foarte tare și zice, există un prieten ce mai mult ca frate, ce a răspândit iubirea pe pământ. Iubise că se duse chiar la moarte, Iisus Hristos e numele Lui cel Sfânt. Și ascultați refrenul. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Eu știu că sufletul mi-a ocrotit. Când vin furtuni în viață, în Iisus am speranță. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Îl vreau pe El în viața mea, pentru că El iubește până la sfârșit. Spunea Crist în cântarea pe care, despre care v-am spus adineauri, spunea într-una dintre strofe așa, spune, de ce tot alergi? Spune, ce vrei să culegi? Pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Mâine, la capăt de drum, tu vei afla că oricum, fără Iisus, toate sunt amăgire. De ce să rămân credincios pentru a păstra acea relație? Și închei în seara asta cu al treilea răspuns. De ce să rămân credincios?
pentru a construi ceva durabil și regenerabil, pentru a avea relații binecuvântate și pentru a păstra acea relație cu El. Și trei, pentru a păstra binecuvântarea. Vreau să rămân credincios ca să rămân sub umbrela aceasta a binecuvântării lui Dumnezeu. Este incredibil, dacă citești textul acesta, ascultați versetul 19, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Incredibilă imaginea asta, dacă vreți să o traducem în mod plastic, oamenii ăștia au primit așa de multe și după o vreme te întorci la ei și găsești cu atât de puține, diavolul le-a furat tot pentru că ei nu au păstrat credincioșia înaintea lui Dumnezeu. Cât de mult am primit de la cel preanalt? Cât de mult? Cred că ne-ar putea spune fiecăruia dintre noi Dumnezeu, întrebându-ne, așa cum întreba în vechime prin Isaia, ce aș mai fi putut face viei mele? Ziceți dumneavoastră, și n-am făcut. Uită-te cât de multe ți-a dat Dumnezeu. Uită-te cât de frumos te-a făcut Dumnezeu. Ți-a dat putere de muncă. Te-a înconjurat dându-ți atât de multe. Măreț și binecuvântat a fost Dumnezeu cu tine. Te întreb în seara asta, în lumina cerului întreg, vrei să păstrezi lucrurile astea? Vrei să nu le risipești? Există o singură modalitate prin care le poți păstra, rămânând credincios înaintea lui Dumnezeu. Rămânând credincios înaintea lui Dumnezeu. Alege credincioșia, alege calea credincioșiei, alege să rămâi înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui, înaintea feței lui sunt bucurii nespuse. Alege să rămâi credincios. Alege binecuvântarea. Alege viața. Alege să trăiești. Există în ceea ce spune la un moment dat Domnul Hristos fariseilor și învățătorilor legii, există o expresie care astăzi mi-a sfredelit inima într-un mod aparte și aș vrea să vă spun, închei cu ea mesajul meu. Spune la un moment dat evanghelistul așa, dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Aș vrea să mă pot uita la fiecare dintre dumneavoastră și să vă spun că este incredibil ce plan frumos are Dumnezeu cu dumneavoastră. Incredibil. Lucruri pe care nu le gândiți, lucruri la care nu visați, sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru dumneavoastră. Vor fi momente grele? Da. Dar bunătatea Lui din momentele acelea nu se compară cu nimic. Vor fi momente de coborâre, momente de tristețe, momente de lacrimi? Da. Dar vor fi tot timpul în prezența celui preanalt, va săpat în palmele sale. Sunteți ai Săi, pentru totdeauna ai Săi. Este incredibil planul pe care Dumnezeu l-a făcut cu fiecare dintre noi. Frumos, extraordinar de frumos. Mă uit acum la perii cărunți. Uitați-vă în urmă, tot ce a construit Dumnezeu cu dumneavoastră. Frumos a fost Dumnezeu. Măreț a fost Dumnezeu. Mă uit la tine, care poate că ești tânăr și încă nu te-ai dat cu totul lui Dumnezeu. Este incredibil planul pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Există însă o singură modalitate în care îl poți distruge. Zădărnicindu-l. Și aceea este necredincioșie. Întoarce spatele lui Dumnezeu și totul se ofilește. Întoarce spatele lui Dumnezeu și necredința ta îți va aduce în scurtă vreme suferință. Îți va aduce neîmplinire. Îți va aduce singurătate. Durere. În seara asta trebuie să decidem. Cum plecăm de aici? Credincioși? Sau mai lasă-mă cu Dumnezeu? Decizia ne aparține. Aș vrea ca fiecare dintre noi să zică, Doamne, eu vreau să fiu credincios. Vă chem, eu nu fac chemări în față, dar fac un lucru în seara asta în mod
aparte la dumneavoastră. Dacă sunteți aici și vă decideți să fiți credincioși lui Dumnezeu și poate că n-ați încheiat un legământ cu El până acum, faceți două lucruri. Unu, spuneți asta lui Dumnezeu în rugăciune. Fără foarte multe emoții, deși emoțiile sunt importante, dar în mod asumat, în mod clar, spune: Doamne, vreau să fiu credincios. Ajută-mă. Și după ce se va încheia rugăciunea și programul, caută un slujitor al bisericii ăsta și spune: m-am decis pentru Dumnezeu. Întreabă-l ce să fac. Asta trebuie să faci. Doi pași. Atât. Acum însă vă chem să ne ridicăm picioare cu toții. Și într-o rugăciune comună. Cei care suntem credincioși de multă vreme se spunem că vrem să rămânem credincioși. Cei care suntem în răspântii de drumuri, în încercări dificile, în momente grele al vieții, se spunem: Doamne, strâng din dinți, dar urmez calea Ta. Rămân credincios Ție, ajută-mi, Doamne. Și cei care sunteți la răspântii de drumuri, dar încă nu v-ați decis dacă vreți să mergeți sau nu cu Dumnezeu, spuneți în seara asta lui Dumnezeu ce vreți să faceți. M-aș bucura să știu că îi spuneți: vreau să merg cu Tine. Pentru că vreau să construiesc cu viața mea ceva durabil și am nevoie de Tine pentru momentele dificile și pentru momentele bune, am nevoie de Tine tot timpul. Pentru că vreau să am relații binecuvântate și să trăiesc sub umbrela binecuvântării Tale. Vreau să fiu credincios. Biserica se roagă și Domnul ascultă. Ne rugăm!